Da, suntem din nou în transmisiune direct aici pe stadionul Transil din Târgu Mureș cu cea de-a doua repriză dintre ASEA Târgu Mureș și Unirea Jucu în continuare 0-0. Au fost și două înlocuiri la gazde, a intrat pe teren Ciprian Rus și Octavian Diaconu, însă nu am sesizat cine a ieșit. Se pare că Păcurar nu ar mai fi pe teren. O să aflăm și celălalt jucător în scurt timp. Probabil Ursu. Pe Ursu nu-l mai văd, jucătorul cu numărul 94. Acum nou intratul Octavian Diaconu. Resping acolo mijlocașii Unirii Jucu. ASEA Târgu Mureș caută să construiască. Hamed. Acum din nou Hamed. Ghirca. Prăgește prea mult balonul și va fi aruncat de la 6 metri. Lovitură de la 6 metri, îmi cer scuze. Minge lungă a lui Sălăjan. Se dictează de la margine un hands. Diaconu, Petriș, șut. A fost acolo Caliani, care a reușit să obțină o lovitură de la colț. Centrare bună, a încercat să reia acolo Bucur. Bună mingea lui. Pasă bună și reluare spectaculoasă pe spate a lui Ciprian Rus, dacă nu mă înșel. Ferte a încercat să devieze pentru Leșan. Sebastian Bucur. Diaconu, din nou Bucur. Ghirca. Șut. Pasă lungă pentru Rus. Stă bine acolo Ionașcu. Da, și se dictează joc periculos. Rus a fost cel care a ridicat prea sus piciorul la Ionașcu. În același ritm a început și această partidă, au trecut deja 5 minute din acest meci. Hai,
un fault acum lui Fertea. Ghirca, acum, pentru Diaconu, șutul lui Diaconu în blocajul lui Băghiceanu și minge lungă pentru Fertea, dar excelent a stat acolo Sebastian Bucur. În continuare mingea la echipa gazdă. Lung pentru Trestar, dar acesta nu reușește să oprească balonul. Ionașcu va repune de la margine acest balon. Lung pentru Olimpiu Bucur. A fost și Cobleșan implicat în această fază. Olimpiu Bucur, dar este faultat Diaconu. Diaconu pentru Petriș. Diaconu. Trestar, dar prea lungă pasa lui Diaconu pentru Trestar. Îl văd pe Trestar ținându-se de picior. Cred că s-a întins prea tare. Olimpiu Bucur degajează pe spate pentru Fertea. Dar excelent a stat Sas acolo. Acum este la balon Caliani pentru Hamed. Dar excelent protejează acolo Budăcan. Degajează Sălăjan. Neamț, Fertea, dar recuperează balonul echipa gazdă. Diaconu lung pentru Hamed, Ghirca acum, Diaconu din nou, Trestar. Pentru Ciprian Rus, centrare bună! Dar Hamed nu reușește să pună toată fruntea în acest balon. Era mai bună mingea pentru Ghirca, dar Hamed nu a fost atenționat că un coleg de-al său se află în spatele său. Bună, bună centrarea lui Rus. Iată, a adus un plus de prospețime Ciprian Rus, dar și Diaconu se vede mai echilibrat în mijlocul terenului. Neamț pe spate pentru Fertea, dar acesta nu a reușit să păstreze balonul. Olimpiu Bucur acum nu a fost Fertea. Neamț, Ghirca greșește pasa Ghirca, dar mingea îi revine. Și acum Petriș. Sas pentru Hamed. Dar Cubleșan păstra balonul la el. E fault acum asupra lui Fertea. A sărit Sas acolo, dar l-a incomodat pe Fertea. Thank you.
Cubleșan este cel care se pregătește să execute această lovitură liberă. Să vedem ce va aduce Cubleșan, centrare bună, dar Moga este foarte sigur pe el și reține acest balon. Acum o minge lungă de urmărire pentru Ciprian Rus, față în față cu Ionescu, faul și este galben, acesta va fi eliminat, este al doilea cartonaș galben pentru Ionescu, greșeală a fundașului de la Unirea Jucu. În minutul 56 al partidei, Ionescu se îndreaptă către vestiare după ce l-a oprit printr-un fault pe Ciprian Rus. Bună această fază plecată de la Bogdan Moga, portarul și capitanul gazdelor. Acum o lovitură liberă destul de periculoasă de la marginea careului. În preajma balonului se află celălalt nou intrat de la ASEA Târgu Mureș, Octavian Deaconu. Deaconu, și având, șutează bine și este gol! Nu, nu, incredibil! Ce ocazie, ce ocazie! Este gol! Este gol în cele din urmă! Este gol, tușierul validează această reușită a lui Deaconu. Proteste din partea fotbaliștilor, dar se pare că mingea a trecut de linia porții. A fost o execuție senzațională a lui Deaconu. Mingea s-a dus în bară, iar apoi a revenit în spate lui Sălăjan și se pare că balonul a depășit cu întreaga circumferință linia porții și este 1-0 din minutul 58 al partidei pentru ASEA Târgu Mureș 2, iar Unirea Jucu joacă și cu un om în minus. Sunt trași la răspundere arbitri pentru validarea acestui gol. Da, se rea partida în minutul 59. Lupu a fost retras în flancul stâng. Prea lungă mingea lui Rogozan, fără adresă. Rus l-a cotat pe Hamed, dar Lupu stă bine în teren. Ghirca gelunga lui Deaconu pentru Rus, acesta preia, este tatonat acolo de Ionescu. Rus stă foarte bine pe picioare. Petriș, Ghirca pentru Deaconu. Deaconu, Ionescu și este cartonaș galben cu siguranță pentru o cădere teatrală în careu. A lovit balonul Ionescu acolo. Deaconu primește cartonașul galben pentru simulare. Decizie corectă a centralului. Schimbare la Unirea Jucu. Fertea îi lasă locul în terenul lui Alex Pop.
Trecăjare lungă a lui Sălăjean, Pop la prima atingere a balonului, balon destul de bun acolo, deviat pe spate pentru Bucur. A greșit preluarea ulterior Pop. Lupu cu șut într-un duel aerian. Petriș, șut. Diaconu, spațiu de manevră pentru Diaconu, șut al lui Diaconu, Sălăjean reține. Minutul 17 al reprizei, e secunde 62 aici pe stadionul Transil din Târgu Mureș. Pop. Ghirca. A recuperat bine, dar s-a repliat Rogozan acolo și i-a furat balonul de la piciorul lui Ghirca. Lupu. Sprintează în stânga, dar fără adresă pasa acestuia. A fost căutat Cubleșan. A fost deposedat Lupu, acesta acuză un fault. Ionescu. Ai rupt piciorul, fraiele! Nu forți, mă zic! Hai, mă, mai jucat și foto, că v-ați comentat astăzi, bă! Cioară! Haide, haide! Haide, lupine! Nu forți, mă zic! Bucur. Rogozan, dar pierde balonul și Diaconu poate să inițieze un atac. Petriș acum șut. Ghirca, dar fără tărie acest șut al lui Ghirca. Cu siguranță mult mai motivați după marcarea golului cei de la Târgu Mureș, care au controlat jocul în acest debut de repriză secundă. Acum Cubleșan pentru Lupu, Bucur și din nou Lupu, minge lungă pentru Pop. Oh, lui Pop i-a lipsit acolo intuiția, mingea putea fi preluată de acesta. Degajează Moga. Rus până la șut, cum Hamed. Bucur și este un 3 contra 3 acolo, pas bun pentru Cubleșan. Acesta pătrunde în careu, șutează și este 1 la 1, gol pentru Unirea Jucu. Ce fază simplă, ce fază frumoasă, reușește Cubleșan și Bucur. În minutul 19:64 egalează Unirea Jucu după o pasă foarte bună a lui Olimpiu Bucur pentru Cubleșan. Acesta pătrunde în careu și înscrie pentru 1-1. Iată prima ocazie importantă a Unirii Jucu. Cubleșan este cel care a marcat după ce Diaconu a deschis scorul pentru ASEA Târgu Mureș și din nou egalitate pe tabelă. Hamed. Sebastian Bucur. Respinge bine Băghiceanu. Rogozan, Neamț, Pop, pentru Neamț, centrarea lui Neamț, dar recuperează balonul gazdele și pe urmă Jucu, intră din nou în posesie, Bucur, șutează, mingea mușcă pământul în fața lui Moga, dar acesta reține fără emoții în cele din urmă și degajează lung cu mâna pentru șut. Petriș.
Rus, Șut, Petriș, Diaconu, pentru Rus, Șut, pasă bună pentru Ghirca, dar se semnalizează poziție în afara jocului de la margine. Iată un debut de repriză secundă mult mai bun decât restul partidei. Pop, în duel cu Sas, câștigă nou intratul din tabăra Unirii Jucu, acum Olimpiu Bucur, pasă interesantă pentru Cubleșan, dar nu a reușit mijlocașul stâng al Unirii Jucu să intre în posesia balonului. O nouă schimbare pregătită de Alpar Mesaroș, pe marginea terenului se află Denis Lazar și va ieși Neamț. Ionuț, junior la junior, schimbă antrenorul Unirii Jucu. Rogozan. Lazar. Și aruncare de la margine pentru Unirea Jucu după ce Ghirca a respins intrarea lui Lazar, care s-a aflat la prima acțiune de la intrarea sa pe teren. Lazar îi lasă mingea lui Budăcan. Lung pentru Pop. Din nou Budăcan. Rogozan, Pop, excelent a recuperat acolo. Caliani. Se resimte Șut. Budăcan se descurcă bine într-o situație destul de complicată. Rus. Și Rogozan deposedează astfel încât mingea rămâne în posesia echipei sale. Budăcan pentru Pop, mai activ Pop decât Fertea. Bucur sare cu opriș, dar nu are nicio șansă în fața puternicului mijlocaș. Excelent stă Lupu pe picioare și poate fi o nouă acțiune de contraatac. Cubleșan față în față cu Trestar, Cubleșan. Îl caută pe Bucur. Bucur rămâne în careu la posesia balonului. Bucur, centrare pe lung pentru Lazar și Pop. Și este 2-1 pentru Unirea Jucu. Senzațional! Unirea Jucu întoarce rezultatul și înscrie prin Pop o acțiune prelungită, o acțiune frumoasă a Unirii Jucu. Centrarea pe lung a lui Olimpiu Bucur, iar recentrarea lui Denis Lazar, care îl găsește liber pe Pop în careu. Iată ce inspirat este Alpar Mesaroș în minutul 70 al acestei partide. A scris Pop, cum spuneam, o acțiune inițiată și fructificată de nou intrați. La fel ca la Târgu Mureș a fost acest gol. Iată 2-1 pentru Unirea Jucu.
Ghirca. Acum vor alerga târgumureșenii după egalare. Hamed are culoar de șut, trage, dar Sălăjan reține balonul. Gajare lungă, deviază Lazar, dar balonul ajunge la Moga. Petriș. Șut. Respinge Ionescu. Mai puțin de 20 de minute mai au de tras fotbaliștii din Cluj pentru a-și păstra acest rezultat. Iată joc mai bun în 9 oameni de câmp pentru Unirea Jucu. Olimpiu Bucur, Lazar, pe spate, acrobat, dar către nimeni. Iese Moga din poartă. Și-l caută lung pe Hamed. Ionescu se apără bine. Acum Bucur pentru Budăcan. În afara terenului. Lazar acum în dreapta, nu este Olimpiu Bucur, centrarea lui Bucur, dar reține Moga. Gajare proasta lui Moga cu Bleșan, lung pentru Denis Lazar. Petriș, Hamed, se fluieră fault, acum este Petriș la balon, șutul lui Petriș în blocajul lui Ionescu. Corner pentru Asia Târgu Mureș, vine Rus la primire, Diaconu, centrare lungă și este 6 metri. Cincisprezece minute au rămas din această partidă. Pop recuperează gazdele Rus. Ghirca. Diaconu. Și Olimpiu Bucur recuperează excelent. Rogozan. Greșește Rogozan. Schimbare la gazde, iese șut și va intra pe teren jucătorul cu numărul 15, dacă nu mă înșel. Iată un jucător înalt, nu a intrat Stoica. Lazar.
Rogozan, dar lung, dar pasă-l bun al lui Rogozan în cel din urmă pentru Cubleșan. Respinge Sas acolo. Nu credeam că Rogozan mai poate să ajungă acest balon, dar cu un ultim efort a reușit să-l trimită destul de lung pentru Cubleșan. Lupu, Pop. Lupu și Pop. Și offside în cele din urmă. Dejează trei star. Stoica. Deaconu pentru Rus. Acesta cade ușor într-un duel cu Olimpiu Bucur. Olimpiu Bucur încearcă să-l ridiculizeze pe Ghirca. Rogozan. Olimpiu Bucur. Rogozan pentru Budăcan. Pop acum. Rogozan. Au scăpat prea repede balonul din posesie. Cei de la Cluj joacă un om în minus, acest lucru poate să conteze. Dar efortul lor a fost răsplătit, a reușit să întoarcă rezultatul destul de rapid, chiar cu un om în minus. Urcare bună acolo a lui Caliani. Rus, Deaconu, mai departe pentru Trestar, dar șut pe lângă al lui Trestar, deși a fost deschis excelent acolo. A lăsat excelent balonul Hamed pentru 3 star. Minutul 79 al acestei partide. Acuză crampe acolo Lupu, a făcut într-adevăr o adevărată risipă de efort la centrul terenului, mijlocașul și actualul fundaș stânga după eliminarea lui Ionașcu. Pop. Și minge pentru Unirea Jucu. Budăcan pentru Olimpiu Bucur. Acesta încearcă să schimbă partea pentru Cubleșan, dar Trestar iese din dispozitiv. Excelent s-a repliat acolo Cubleșan. Hamed, Trestar, Sas, Deaconu. A coborât mult Deaconu pentru a primi acest balon. Pasă pe culoar care l-a căutat pe Petriș, dar Băghiceanu a stat bine în teren. Lazar, acțiune personală a juniorului Unirii Jucu, dar mingea a ajuns în cele din urmă la Moga. Forcing ofensiva lui Caliani pe partea stângă a atacului echipei sale, dar Budăcan a tatonat și a reușit să îndepărteze pericolul
de lângă poartea sa. Cade și Budăcan pe gazon. Capitanul oaspeților își încurajează coechipierii. Minge lungă pentru Cubleșan, dar a respins acolo Trestar, Hamed, acum. Diaconu, șutul lui Diaconu, periculos! Reține în doi timp cu emoții Sălăjan. Este o porțiune fără iarbă în fața porții lui Sălăjan, care putea să-i pună mai mari probleme golkeeperului Clujan. Minge lungă pentru Pop, dar excelent stat acolo Sebastian Bucur, care este faultat și cartonaș galben. Să vedem pentru cine. Cartonaș galben pentru Pop. Minutul 81 al acestei partide. Diaconu pentru Petriș. Dar Olimpiu Bucur a interceptat pasa, dar scapă mingea de sub control. Risipă mare de efort pentru fotbaliștii din Cluj, care au rămas cu un om în minus. Îi văd pe majoritatea ținându-se de picior. Lupu în duel cu Hamed. Hamed câștigă. Petriș. Sas. Septimiu Bucur. Sebastian Bucur, îmi cer scuze. Lung, dar Ionescu respinge până la Denis Lazar. Budăcan se scapă de minge. Ionescu. Petriș. Din nou Ionescu, Stoica. Petriș. Diaconu. Pop. Bucur. Bucur pasă, dar lungă pentru Cubleșan. Umblă din nou la buzunar arbitru acestei partide. Să vedem dacă s-a răzgândit. Îl cheamă pe Diaconu. E, Diaconu avea cartonaș galben, cred că de aceea nu a băgat mâna în buzunar domnul arbitru. În prima fază a umblat la buzunar, dar probabil este ultimul avertisment pentru Diaconu, care a văzut cartonașul galben la acea simulare în careul oaspeților. Lung pentru Stoica, dar excelent a stat Băghiceanu la această fază. Interesantă decizia arbitrului, care în prima fază a vrut să scoată cartonașul galben, dar când a văzut că Diaconu mai are unul, s-a răzgândit. Sas. Se complică Sas și Bucur recuperează acest balon. Cubleșan. 2 contra 1 pe acest atac pentru Pop. Cubleșan. Pop intră în careu. Pop și șutul acestuia este deviat în corner de Sebastian Bucur. Putea fi lovitura decisivă pentru Unirea Jucu. Un contraatac foarte bun al Unirii Jucu. Atunci,
încearcă să țină cât mai mult de minge, unirea jucu. Pop protejează balonul lângă steagul terenului. Dar reușesc mureșenii să fură această minge. Budăcan în duel cu Hamed. A fost acolo un duel mai tare, dar arbitrul lasă jocul liber. Pop. Petriș. Pentru Trestar. Greșită pasa lui Trestar. Lupu acum lung pentru Pop. Acesta ține foarte bine de minge și să vedem atacul Unirii Jucu cu Denis Lazar. Șut centrala lui Denis Lazar pe lângă poarta lui Moga. Cubleșan venea foarte bine pe lung, dar Lazar a luat cea mai proastă decizie pe care putea să o ia. Bucur. Acum Deaconu pentru Rus, superioritate în acest flanc pentru Rus, în față în față cu Lupu, stă bine Lupu și mingea ajunge în corner. Lungă mingea lui Lupu și Unirea Jucu respiră din nou în defensivă. Trestar pentru Hamed. Acesta prea șutează și Sălăjan reține. Se culcă pe balon și mai câștigă câteva secunde bune. Timp care contează foarte mult în economia acestui joc. Mai sunt 2 minute. Plus eventualele prelungiri aici pe stadionul Transil din Târgu Mureș. Minge lungă pentru Pop. S-a rupt mijlocul Unirii Jucu. Rus, dar Lupu stă bine și îndepărtează pericolul pentru moment de poarta lui Sălăjan. Deaconu. Și bine a stat Băghiceanu. Pasă pentru Rogozan. Rogozan pierde balonul. Pas pentru Stoica. Hands se arată de la margine. Schimbare, iese Hamed la gazde și va intra Tornai Andrei. Minutul 89. Degajare bună a lui Sălăjan. Pop acolo se luptă cu Sas și Trestar. Cubleșan a recuperat acum Sebastian Bucur pentru Tornai. Lung pentru Stoica. Dar Ionescu se apără foarte bine. Acesta acuză o lovitură. Cubleșan nu a putut să intercepteze preluarea lui Trestar și șutul lui Petriș respins acolo de Bădăcan. Ionescu se află la pământ după un duel cu Stoica. Acesta va primi îngrijiri medicale, dar nu este un lucru bun, pentru că defensiva Unirii Jucu va rămâne fără fundașul central la această fază. Coboară Pop acolo. Da, lipsă de fair play la această fază. Iasă Sălăjan pe centrare, respinge excelent până la Lazar. Și acesta este certat de Olimpiu Bucur.
Ghirca. Haide, bă, ultimele secvențe ale acestei partide, Stoica. Cubleșan, duel cu Stoica. Olimpiu Bucur ține de balon, calmează, excelent Cubleșan acum. Rogozan pentru Bucur. Petriș. Lung, dar sare excelent acolo Băghiceanu și Rogozan respinge. Olimpiu Bucur este foarte calm și este faultat de Petriș, decide arbitrul. Se execută repede de Rogozan cu Bleșan. Are spațiu. Excelent, întoarce cu Bleșan pentru Pop. Pop intră în careu, îl driblează pe Sas, îl fentează, simplu. Și intrăm în minutele de prelungiri acum. Corner pentru Unirea Jucu. Pop primește scurt de la Cubleșan și o nouă lovitură de la colț. Decizie inspirată a lui Pop. Cartonaș galben pentru Cubleșan. A venit Lazar să execute acest corner. Galben probabil pentru proteste sau trageri de timp pentru Cubleșan. Pop protejează acolo în fața lui Ghirca. Lazar. Pop. Și Ghirca iese cu balonul în afara terenului. Nu, este out pentru Târgu Mureș. Ultimele acțiuni aici. Bucur a trebuit să liniștească jocul. Degajare lungă și out. Unirea Jucu rezistă. Budăcan. Lung pentru Lazar. Lazar preia, este singur. Lazar. Olimpiu Bucur. Budăcan. Lung pentru Pop. Pop evită lovitura de la 6 metri. Final de meci. Final de meci aici la Transil în Târgu Mureș. Unirea Jucu se impune.